Un tânăr de 16 ani care a furat o mașină din județul Satu Mare a fost prins de către polițiștii din Sărmășac după o urmărire ca în filme. Adolescentul și alți doi prieteni de vârste apropiate călătoreau cu un autoturism înmatriculat în Franța, când oamenii legii i-au oprit în trafic. În timp ce desfășurau activități de supraveghere a traficului rutier, polițiștii din cadrul secției Poliție Rurală Sărmășag au efectuat vineri 7 iunie semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism înmatriculat în Franța, care circula pe direcția Chiești-Sărmășag. Conducătorul auto nu a oprit la semnalul polițiștilor, a accelerat, moment în care a pierdut controlul direcției de deplasare și a intrat într-o poartă de acces. Din autoturism au coborât 3 persoane care au fugit spre pădure în direcția localității Derșida. Polițiștii au prins în scurt timp, iar în urma legitimării au stabilit că este vorba despre 3 adolescenți, 2 de 16 ani și unul de 17, toți din comuna Bobota. Din probatoriul administrat s-a stabilit că autoturismul a fost condus de unul dintre adolescenții de 16 ani și a fost sustras în noaptea de 6 spre 7 iunie din localitatea Halmeu, județul Satu Mare. Mai apoi, tinerii au montat pe autoturism plăcuțe de înmatriculare false. Cei în cauză au fost predați polițiștilor sătmăreni în vederea documentării activității infracționale. În paralel cu ancheta polițiștilor de la Satu Mare, polițiștii din Sălaj continuă și cercetările sub aspectul comiterii infracțiunilor de conducere fără permis și conducere pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, fapte prevăzute de codul penal.